Simpozionul internațional al doctoranților Studia Teologica Doctoralia a ajuns anul acesta la ediția a 13-a. Evenimentul este organizat de Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, în colaborare cu alte trei facultăți de teologie din Graz, Austria, din Tripoli, Liban și din Tesalonic, Grecia. Simpozionul a început astăzi în sala Iustin Moisescu din cadrul ansamblului Mitropolitan din Iași. Anul acesta, la simpozion, s-au înscris peste 70 de persoane de pe trei continente, America de Nord, Asia și Europa. În lumina și bucuria Sfintei Învieri, zilele acestea, 10 și 11 mai, la Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae din Iași, se desfășoară lucrările edițiilor 12-13 ale Simpozionului Internațional Studia Teologica Doctoralia, care are ca temă cercetări doctorale în pandemie. După un an de pauză, determinată de situația complicată la nivel mondial, anul acesta reluăm activitatea aceasta importantă pentru noi și importantă mai ales pentru doctoranzii din țară și de pretutindeni. O reluăm în format online, sperând ca în curând, poate anul viitor, să revenim la normalitatea pe care o așteptăm cu toții. Ediția aceasta este una dintre cele mai importante. Importanța întemeindu-se nu doar pe faptul că avem o participare foarte largă, aproape 80 de participanți, aproape 80 de vorbitori, ci importanța se întemeiază și pe faptul că avem o diversitate tematică extraordinară, foarte interesantă. În cadrul evenimentului, corul psaltic, Doctoralia și grupul instrumental Bucuria au susținut momente artistice.